Și eu am să am un comentariu foarte scurt. Așteptăm punctul de vedere al poliției care are atribuții în acest sens. Așa cum v-a spus domnul viceprimar Jante Alexandru, primăria a efectuat primele demersuri, dar trebuie ca cei de la poliția rutieră din Brăila să facă calculele privind oportunitatea descărcarea traficului pe alte străzi și să vină și dânsi cu o propunere pro sau contra. Din punctul dumneavoastră de vedere, este oportună acea... Pe strada Unirii, într-un anumit segment al străzii, este oportun, dar trebuie să găsim și un sens pe care cei care merg, de exemplu, către Republicii să poată reveni tot așa pe un sens unic către Călărași. Sunt lucruri pe care le stabilesc cei care au studii și sunt specialiști în acest domeniu, nu pot fi atot cunoscători și nu... Nu, dacă ai idee, dar, așa, da, personal, sunteți șofer și cred, aveți cred că pe unele dintre străzi este nevoie... Pe Anaslan este? Da, cred că da, la fel și pe Unirii. De asemenea, mai avem, și o să vedeți în cursul acestui an, vom începe să facem cât mai multe locuri de parcare în imediata apropierea marilor bulevarde. Pentru că vrem să oferim locuitorilor posibilitatea de a parca, de exemplu, între Dorobanți și Roșiori, între Buzăului și strada Călugăreni și așa mai departe. Am cer scuze că dau doar două exemple, să nu înțeleagă cineva că ne limităm doar la aceste străzi. Dar scopul în perioada următoare, a următorilor ani, este de a construi cât mai multe locuri de parcare, astfel încât să putem să scoatem mașinile de pe străzile principale, oferindu-le brăilenilor locuri în spatele blocului, acolo unde sunt terenuri abandonate.